cafeaua de dimineață te ajută nu. să scapi de greață și-ți crește moral. Bună dimineața, oameni buni! Dacă ați auzit niște sunete de genul cu zahăr sau fără, înseamnă că suntem în pregătirea emisiunii Cafeaua de dimineață. Unii invitați vor zahăr mult, alții spun pune tu mult zahăr ca să fie lucrurile în regulă. N-ai zahăr, îți dăm noi zahăr, dar pune mult să fie dulce. Alții vin foarte gomoși și spune nu, eu am zahărul meu și nu-l mai dau la nimeni. Și tot așa. Alții vin cu pachetele cu zahăr și în loc de zahăr au înăuntru sare. Din când în când mai sunt unii care vin și cu piper. Da, asta este viața în presa nemțeană cu sare, piper și din când în când zahăr, dar de mult timp și cu cafea de dimineață. Până dimineața, deci. Despre ce vorbim noi astăzi? Avem multe lucruri despre care să vorbim, dar m-am hotărât să dăm deoparte coridoare, mai mult sau mai puțin mobile, finanțări nerambursabile pentru sportul de masă și de performanță, la ce bani s-au dat de la primăria Piatra Neamț, e sport de masă, adică fotbal pe masă, din același, știți, pe tableră, te joci cu niște biluțe și poate reușești să achiziționezi pentru măcar fiecare școală către un joc din ăla pe care să poți să faci sport de masă, de performanță. Nu vorbim nici despre micile probleme pe care le are un Consiliu Județean care a uitat probabil în ultima perioadă să mai comunice după cum s-a angajat, după ce unii au ajuns, au ajuns prin alte zone. Și știți, noi nemțeni așteptam niște comunicări privind cum se chema, spitalul nou, despre alte și alte lucruri. Nu mai vorbim de spitalul vechi, nu mai vorbim de alte investiții despre care se tot vorbește. Am vrea să știm noutăți. Da, mă rog, astăzi hai să ne bucurăm și să vorbim de lucruri mai frumoase, mai apropiate de sufletul nostru. Vorbim despre vacanțe muzicale și Carmen Seculare, cu Carmen Nastasă. Nastasă, am spus. Bună dimineața! Bună dimineața! Mulțumesc pentru invitație și eu beau cafeaua fără zahăr. Fără zahăr, da? Fără zahăr. Fără zahăr. Sunt și o fană a formației fără zahăr, a moldovenilor. De obicei invit la multe activități. După cum știți, sunt niște artiști extraordinari în Moldova. Da. Așa. Acum, să știi că nu degeaba am invitat managerul de la Carmen Seculare în această emisiune astăzi. Va fi o surpriză, nu știu dacă plăcută sau nu. Mesagerul de Neamț apărea cu primul său număr acum 12 ani cu un articol pe care îl lasă, vedeți, titlul se vede mare. Pruteanu legiferează plagiatul. Și pe câteva pagini multe de ziar, deci pe câteva pagini de ziar, era o lucrare a managerului de atunci, da. Cred că Dana Maxim, nu mai țin minte, că au trecut câțiva ani. Așa. O lucrare pe care noi am demonstrat că era plagiată după lucrarea unui domn Mircea Mihai Cornișteanu, cred că de la Tulcea. Și am zis, domne, hai să vedem mesagerul ce a făcut în 12 ani și cum a evoluat sau involuat, se vede, că noi suntem la vedere. Hai să vedem ce a făcut Carmen Seculare în 12 ani în care am coabitat cu mesagerul. Mesagerul a coabitat cu Carmen. Adică cum a evoluat de la un manager care a plagiat, dar și-a, după care și-a desfășurat activitatea cu plagiatul în România, de pe atunci era încurajat. Nu mai vorbim acum. Acum măcar am scăpat de acuza de a avea un prim-ministru plagiator, că ieri parcă și-a dat demisia, mă rog, așa spune lumea. Și ne întoarcem. Ce face Carmen Seculare? A evoluat? A involuat? Eu încerc să fiu obiectivă, dar vă dați seama că nu prea pot. Eu zic că suntem undeva
câteva trepte mai sus decât acum 12 ani, la mulți ani, la cât mai multe ediții și da, țin minte episodul, țin minte când a ieșit primul număr și cred că în perioada aia ne-am cunoscut și am avut primele discuții. Așa este. Da, culmea că nu m-aș fi gândit acum 12 ani că voi ajunge la Carme Seculare. Vreodată. Sincer, nici eu nu m-am gândit. Așa este. Sincer, nici eu nu m-am gândit. Dar una peste alta, ai ajuns la Carmen Seculare acum câți ani? Acum 10 ani. Deci acum 10 ani, la 2 ani după, da, acest... după acest eveniment. A fost o perioadă, după cum acum 12 ani a început un conflict acolo. Activitatea centrului a avut de suferit. Apoi au urmat niște interimate și da, am ajuns la Carmen Seculare într-o perioadă în care centrul nu era tocmai pe făgașul cel bun, dar asta a fost un plus pentru mine, că pornind de la minus nu aveam decât să urc în sus. Și am avut marele meu noroc că era o echipă acolo care își dorea să facă treabă. Da. Acum, uite, recunosc că prin intermediul tău am primit acest material, va fi greu de arătat la, dar măcar așa, de amorul artei. Este primul material apărut într-un ziar în 1972, în Scânteia Tineretului. Cred că domnul Cristoiu mai are încă, nu știu, că Cristoiu era pe acolo la un moment dat, dar nu în 72. Un material în care se vorbește despre viitorii maestri ai baghetei, ce crede dirijorul Ion Baciu, un nume imens la vremea respectivă și după, deci, care se întorcea dintr-un turneu din Republica Federală a Germaniei și vorbea despre vacanțele muzicale organizate pentru prima dată în anul respectiv la Piatra Neamț. Da. Deci 1972, 2023, anul acesta. Da. Deci au fost 2 ani lips, 2012-2013. Eu am reluat în 2014, apoi cu pandemia 2020-2021 iarăși am avut... Deci câte ediții sunt acum? 48. 48, peste 2 ani, crezi că mai te ocupi de ediția aniversară la Carmen Seculare sau nu? Nu știu dacă la Carmen Seculare, dar cu siguranță mă voi ocupa, pentru că este o mândrie pentru mine. Uitați, și când am spus acum 1972, deși citisem și dimineață din nou articolul, și mulțumesc colegului meu Valentin Andrei, care se ocupă de partea asta de arhivare. Știți că este un pasionat. Deci este, da, este un om care se identifică de cele mai multe ori cu tot, da, ce înseamnă zona aceasta de tradiții, de omagiat personalități, da, din județul Neamț. Și pentru asta chiar merită toată admirația. Da, v-am zis, eu am găsit o echipă micuță acolo, dar în primele luni am avut inspirația să le spun că eu trebuie să învăț de la ei. Pentru că am ajuns la Carmen Seculare cu un bagaj de cunoștințe în administrație. Da? Eu am lucrat prima dată în primărie, pe partea economică, apoi am ajuns în învățământ, tot pe partea economică. M-am dus spre partea asta culturală, artistică, datorită copilului meu, încercând, ajutând în tot felul de festivaluri făcute de ONG-uri și implicându-mă în activitatea culturală, dar la acest nivel. Iar când a apărut oportunitatea aceasta, am zis că încerc. Cumva am încercat marea cu degetul. Bun. Și mulțumesc încă o dată colegilor că au fost alături de mine. Eu am învățat de la ei în primele luni, apoi am început să-mi pun și eu amprenta și ușor, ușor am urcat împreună. Și le mulțumesc încă o dată. Haideți să încercăm așa un fel de comparație. Vacanțele muzicale însemnau ceva, da, înainte.
Acum, ținând cont că și publicul s-a schimbat, și oamenii, și modul în care este perceput un asemenea festival, și condițiile financiare s-au schimbat, care este schimbarea fundamentală din punct de vedere al vostru, al organizatorilor? Ne-am deschis foarte mult către publicul mare. Nu mai este încercat, nu este doar cel de specialitate. În 1972, într-adevăr, au fost câteva concerte simfonice. S-a început cu Iașu. Se mergea pe partea de quartete sau studenții care făceau masterclass-urile aici au avut tot felul de serate în comune. Știu că pe vremea aia a fost în Bălsătești, parcă, și ce mi s-a părut foarte frumos când am citit era la Clubul Muncitorilor de la Săbnești. Au avut câteva momente artistice acolo. Mi-aș dori din suflet să ajungem și acum, dar este ce am descoperit în ultimii ani, că partea asta de muzică mai grea pentru publicul avizat nu este atât de căutată. Noi insistăm în continuare, adică noi, adică eu, nu colegii există... mei și... Nu este lumea, adică lumea. Vin cam aceiași oameni. Sau... Da. Și din ce în ce mai puțin. Din ce în ce mai puțin. Oamenii vacanțelor muzicale, publicul cel avizat. Dar mă bucur tare mult că de când am avut deschiderea asta către publicul larg, au venit oameni care altădată nu ar fi ascultat muzica clasică pentru că li se părea că e grea, deși nu o ascultau înainte, să-mi spună: doamna Carmen, atât mă bucur că am prins prima seară de la vacanțe muzicale pentru că așa am descoperit că mie îmi place muzica clasică. A fost o înțelegere între mine și doamna Mihaela Spiridon, care este directorul artistic și știți prea bine că îmi este aproape de câțiva ani de zile, ne sfătuim și exact asta încercam să explic, pentru că noi trebuie să educăm din nou publicul către muzica de calitate. Bun. Și cum îmbinați? Mă uitam pe programul de anul acesta. Programul, ca să spunem așa, cel în aer liber, nu? Da, cel în aer liber. Nu vorbim de acele, recitaluri. Recitaluri indoor, de la Consiliul Județean. Acum, sincer, eu îți spun cinstit, mie nu-mi vine să mă duc la un recital în Consiliul Județean. Asist la prea multe porcării acolo ca să mă pot duce să mă simt bine în sală la un recital de muzică clasică. Adică, poate în timp, știu că necesită cheltuieli, știu că necesită niște lucruri, dar poate în timp găsiți o altă locație. Nici nu vreau să mă gândesc că ar putea să existe un recital de muzică clasică cu niște oameni care știu să cânte într-o sală, teoretic, făcută pentru așa ceva. Nu știu, parcă se chema într-un timp Teatrul Tineretului. Acum nu mai știu cum se cheamă. Da. Noi am colaborat cu cei de la Teatrul Tineretului anul acesta în primă fază. Să nu te super, dar mie îmi vine să zâmbesc. Da. Când aud că cineva colaborează cu Teatrul Tineretului în folosul culturii, deja încep să zâmbesc. Da. Teatrul Tineretului, pentru mine, eu probabil că sunt un fel de rinocer în relația cu Teatrul Tineretului, dar numai în relația cu ei. Există o problemă acolo. E o instituție care spune că se deschide închinzându-se. Asta este problema. Deci nu vreau să te întreb acum punctual cum colaborați cu Teatrul Tineretului, că s-ar putea să nu placă. Dar hai să vedem cum ați colaborat. Da, nu, anul acesta nu le-am cerut ajutorul. De ce? Pentru că ar trebui... Asta este cea mai bună colaborare care poate exista. Să te descurci fără să trebuiască să le ceri ajutorul. Da. Dar am avut ediții la Teatrul Tineretului. Acum, în prima fază, la începutul anului, mă gândeam să renunțăm. Când ați avut ultima ediție la Teatrul Tineretului? Cred că în 2019. Dar nu uitați că au colaborat și cu Daniel Ciobanu la
festivalul de pian, prima ediție. Doar că trebuie cumva din timp anunțat ca ei să vadă dacă au sau nu au. Cineva mi-a spus de ce nu faceți la Teatrul Tineretului. Că Teatrul Tineretului nu are acustica bună. Să știți că sala Consiliului Județean, așa cum este, de asta încercăm, după cum ați văzut, am încercat de fiecare dată să facem și un decor ca să intrăm în, să nu fie chiar o sală de ședințe, dar acustica este foarte bună. Asta am observat că acustica și este bună. Și mai era o problemă să ducem pianul, da. E un cost destul de mare, chiar dacă sunt 30-50 de metri, să spunem. Știți prea bine că să mutăm un pianul dintr-o parte în alta, trebuie o aparatură specială, vin oamenii la București și chiar anul acesta, în prima fază, am zis că nu mai facem spectacole indoor, dar pe urmă am făcut un calcul, nu făceam o economie atât de mare încât să renunțăm. Și trebuie să insistăm în continuare pentru publicul. Eu îți dau dreptate, acustica în Consiliul Județean este foarte bună și în sala mare și în sălile celelalte. Deci este o acustică verificată. De obicei ce se vorbește într-un birou se aude foarte ușor, după aceea până în orice colț al unei redacții, ca să nu mai vorbim de partide și de altceva. Deci acustica este foarte bună, aici pot să înțeleg. Chestia cu pianul s-ar putea rezolva, cred că s-ar putea rezolva prin achiziționarea unui pian de către Consiliul Județean. Dar avem pianul nostru. Păi nu, achiziționarea acolo, pe scenă, că ar prinde bine și în ședințe. De exemplu, a venit domnul, nu mai spun cine, că nu vreau să te deranjez, a venit un șef mare și în momentul când a vorbit au început aplauze. Îți dai seama ce frumos ar fi fost ca cineva de la pian să dea tonul. Deci un pian ar fi senzațional pe scena asta. O să fac această propunere într-o emisiune specială, dar să ne întoarcem. Pe programul pe care îl aveți anul acesta am observat, zic eu că sper că n-am greșit foarte mult, încercați să îmbinați muzica clasică cu spectacole de ținută care să atragă și altă lume. Da. Dacă mi-aduc bine aminte, nu prea sunt locuri, nici la muzica clasică când se face. Nu. Deci lumea vine totuși. Vine și repertoriul este spre publicul larg. Asta spuneam că împreună cu doamna Mihaela Spiridon, că doamna este o artistă și expertul în în muzica clasică, încercăm să avem cumva o muzică clasică mai ușoară pentru public. Să poată să o înțeleagă, să simtă bine, să vină și în alte zi. Și da, încercăm și anul acesta, ca și în ceilalți ani, să îmbinăm, da? Ați văzut că avem Lupii Lucalancea și Surorile Oșoianu, să nu merg doar pe muzică tradițională. Am adus un spectacol fusion între pop-rock și tradițional, pentru că noi avem și Festivalul Internațional de Folclor Ceahlău 1, unde este doar muzică tradițională. Dorința și plăcerea mea Concertino Acordeon Band, pentru că ansamblurile astea de acordeoane sunt un deliciu și la fel e o muzică clasică altfel. De la Chișinău. De la Chișinău. Și tot de la Chișinău aduceți orchestra filarmonică. Da, filarmonică. Sergei Lunchevici. Extraordinar de buni și sincer ne gândim și la bugetul nostru. Orchestrele din România de obicei sunt un pic mai pipărate. Pe timpuri era mult mai ușor pentru că, după cum știți, erau toți în cadrul stagiunii, erau obligați să facă un concert în țară. Și atunci aveau finanțarea pentru aceste concerte. Da, aveau finanțarea pentru aceste concerte. Acum vacanțele muzicale sunt cumva în afara stagiunii, sunt costuri. Și nici nu îndrăznesc să întreb cât ar costa o orchestră, să spunem, adusă de la Oradea. Mă rog, de la Oradea, nu știu să spune cineva. Nu, noi am colaborat, de obicei am găsit înțelegere și de o parte și de alta, mai ales la orchestrele simfonice de stat. Da,
Noi am avut și prima orchestră simfonică privată venită la noi, dar pe atunci erau prețurile mult mai ok și foarte, foarte, foarte bun și spectaculoși. Dar am colaborat, după cum știți, și cu Iașu, am colaborat și cu Cluj-Napoca, Bacăul sunt prietenii noștri, după cum știți. La Piatra Neamț au fost și cei de la Botoșan, dar nu la vacanțe muzicale, ci în alte concerte. Încercăm să-i aducem pe toți pe aici. Dar de data aceasta și Daniel Ciobanu și-a dorit să lucreze cu cei de la Chișinău. Și fiind colaboratorii noștri deja de ceva timp, și noi ne-am bucurat. Deja vorbisem înainte de a spune Daniel despre cei de la Chișinău. Vorbisem cu cei de la cu acordeoanele, ansamblul de concertino. Da. Acum scuzăm neștiința, văd că miercuri 5 iulie aveți un spectacol Natalia Barbu and Band. Este o tânără. Da, sunt unii care o cunosc foarte bine, tot din Moldova. O cântăreață foarte la modă, ca să spun așa, în Moldova, dar recunosc, și la noi recunosc că România, nu am avut... a apărut la diverse concursuri și emisiuni în România. Îi avem pe cei de la Pop Folclorica, Ovi și Cazanoi Brothersen și Sorin Zlat. Este un jazz. Seara este de jazz. Da, da, da. Da, adaptat. Ovi e cel care cânta cu... Cel care a fost la Eurovision și da. Are și formula aceasta. Domnul Sorin Zlat își dorea de foarte mult timp să ajungă și el la Piatra Neamț la vacanțe muzicale. Așa că i-am îmbinat pe toți în seara de 6 iulie. Pe 7 ne-am dorit un nume mare, Ștefan Bănică Junior. Care vine singur sau cu band? Vine cu bandul, da. Cu band, cu da. Tot bandul lui, cu da? Cu tot bandul. Noi avem deja ceva timp de când spectacolele sunt fără negativ, adică totul este live. Da. Mă rog, ar măcar... fi culmea să, la vacanțe muzicale să mai mergem ca cu negativ. Dar țin minte că la 2014... Da, am avut tot din Moldova, nu mai țin minte, Millennium. Erau și ei câștigaseră, nu știu ce concert, și au avut o parte, cumva un negativ și împreună cu bandul, ceva de genul ăsta. Și atunci am învățat să lecția. Fiu foarte atentă la toate detaliile de genul ăsta. Deci, Ștefan Bănică, dați-ne câteva amănunte. Cât va dura spectacolul? Cât o oră, oră și 10. De obicei artiștii Loredana, Smile, așa nu fac foarte mult. O oră, oră și 10. Cam atât. Oricum este mult. Este mult. Da. Și sunt curios să văd, nu am mai văzut un spectacol Ștefan Bănică de mult. Are niște spectacole extraordinar de bune. I-am transmis cam despre ce este vorba în vacanțe muzicale. Adică am încercat de fiecare dată, inclusiv la artiștii foarte mari, să le explic că nu este o zi a comunei sau nu este. Și să nu vină cu veta și iuveta. Exact, asta am zis și eu. Exact asta am să nu vină veta și ghiuveta. Da. Adică, sunt melodii care nu se pretează. Eu, din nefericire, am avut neplăcută experiență ca unul dintre artiștii mari pe care discutasem fix care sunt albumele de pe care poate cânta, tocmai că Festivalul Vacanțe Muzicale este altceva. A făcut o mică floricică și s-a dus și a cântat cu totul altceva în public. Mulți au gustat momentul, dar credeți-mă că publicul fidel al vacanțelor muzicale nu a fost chiar atât de încântat și nici eu nu am fost. Dar acum nici nu pot să oprește artistul. Trebuie să-l convinge înainte. Da. E în live, asta e ce da. Se face. Și seara de operetă cu Teatrul Național de Operetă Ion Dacian. Sunt colaboratorii noștri și anul trecut i-am avut împreună cu Dacica, cu Mihail Toma, dacă țineți minte.
partea aia de muzică electronică, sunt extraordinar de talentați și la fel conducerea de acolo a fost în întâmpinarea noastră, explicându-ne că nu avem un buget la nivelul activităților de la București, dar și au venit în întâmpinarea noastră, mai ales că anul trecut s-au simțit extraordinar de bine. Cine se uită pe anunțul care este pus acolo, o să observe că ce este cu albastru sau, mă rog, culoare mai închisă, sunt concerte care se țin în sala Consiliului Județean, da. Calistrat Hogaș, iar ce este cu roșu se ține pe, la Curtea Domnească din, din Piatra Neamț. În sală vom avea tânăr de portret de artist nemțean, domnișoara Ioana Mardare, da, la violă, împreună cu Laurențiu Bușnea la vioară și Mihaela Spiridon la pian. Miercuri, Anton Niculescu violoncel, a mai fost pe la noi, după cum știți, și Viniciu Moroianu. Joi, Raluca Oatu. Tot, deja un nume, da, cunoscut. Un nume cunoscut. Și de asta am zis că nu făceam o economie așa de mare, să spun, la buget, ca să renunț la acești artiști și într-adevăr au publicul lor și chiar gândiți-vă că și lor până la urmă, le e drag să vină în fața... Până la urmă vacanțele muzicale erau cunoscute pentru asta, faptul pentru că veneau oameni, da, țineau niște cursuri, se făceau niște, da, concursuri, se dădeau niște premii la vremea respectivă. Da. Mi s-a reproșat la un moment dat de câteva persoane iubitoare ale vacanțelor muzicale de pe timpuri că numai, vacanțele nu mai sunt ce au fost. Și eu pot să înțeleg durerea, dar noi ani de zile am încercat să facem aceste cursuri de maestrie, da, masterclass-uri, și credeți-mă că este foarte greu să mai aduci studenții chiar dacă nu plătesc aceste masterclass-uri. Înainte își plăteau, pentru că veneau niște nume, da, foarte, da, mari, da. Profesorii își aduceau, da, o parte dintre studenți care așa chiar este, plăteau. Chiar plăteau. Noi, da, dăm cazare, dăm masă și noi nu am reușit, deși au venit nume mari, nume mari și chiar, dar e deja trecută sesiunea, studenții preferă să intre în tot felul de banduri și câștigă bani destul de buni. Asta cred eu, din câte am văzut în ultimul timp. Bun, hai să vorbim un pic și despre finanțare. În timp, că, da, deja ai experiență. Finanțarea vine pe bază de buget de la... Pe bază de buget a Consiliului Județean. El este finanțatorul nostru principal. Și voi aveți o sumă în care trebuie să vă încadrați. Da. Suma asta... Acum întreb, este mulțumitoare pentru, în momentul acesta? În momentul de față, da, pentru că eu am reușit cumva să scot cei mai bună din ce avem. Dar normal, uneori mi-aș dori, uitați, acum, apropo de imagine, îmi doream foarte mult să aduc și un joc de lasere, sau, adică să facem un pic și partea asta de divertisment, de show, sincer, da, de show, dar nu îmi permit în momentul de față ca să pot să aduc artiști trebuia cât să mai buni, da, altceva. Da, să aduc cât, pentru că e 7.000 și ceva de euro. Și sincer, în momentul de față n-am considerat oportun să fac această cheltuială, pentru că vor fi alte momente surpriză pentru public, cu siguranță va fi lumea bucuroasă că asta este împlinirea mea, tot timpul am spus, de când începe festivalul și dăm startul, am emoții. Mă întreabă cineva, domnule, ai avut iarăși emoții pe scenă? Da, pentru că de fiecare dată când sunt în fața publicului, mă uit la ei și îmi doresc să-i fac fericiți. Că asta este împlinirea mea. Iar la sfârșit și când văd că toată lumea este aplaudă și îi văd bucuroși, și îi văd fericiți, zâmbind, pentru mine ăla este feedback-ul că am făcut un lucru bun și abia atunci pot respira din nou. Da, ca lume. Când începe pregătirea pentru ediția vacanțelor muzicale? Noi am început discuțiile de anul trecut, dar în partea de contractare și fix după ce i-a aprobat bugetul. Deci prin septembrie, octombrie, noiembrie
discutăm în prealabil cam ce ne-am dori, începem să vedem cam ce prețuri, cam care sunt onorariile din momentul acela. Vorbim, de exemplu, cu prietenii noștri de la Chișinău, spunem că în perioada aia ne-am dorit să fie la noi, dar discuțiile și pe contracte după aprobarea bugetului. Asta e un pic cam greu, pentru că de obicei activitățile mari și dacă vrem prețuri foarte bune, contractele ar trebui făcute din cu un an înainte. Bun. Asta dar este partea. Dar în administrație știți prea bine. Cunoaștem cum e în administrație. Asta este partea principală. Noi am făcut cu sau fără parteneri de fiecare dată vacanțele muzicale, deci am făcut, dar de obicei încercăm să aducem și parteneri. Anul acesta avem parteneri și avem finanțare de la Guvernul României, Ministerul Culturii și Primăria Piatra Neamț, care este partener tradițional, într-un fel sau altul, având în vedere că facem în Piatra Neamț, ar fi culmea să nu ne fie parteneri. Da. Bun. Acum, Carmen Seculare, dacă ne luăm după titulatură, este Centru pentru Cultură, nu? Da, și da. Arte. Carmen Seculare, da. Neamț. Pentru Cultură și Arte. Hai să vedem care este partea din activitatea centrului care nu se vede așa de mult. Așa de mult. Care apare cu un rezultat după o anumită perioadă de timp. Rog pe cineva să ne aducă de pe masă, este o carte chiar deasupra, pe o grămadă de cărți acolo. Da. Deci care este partea asta care nu se vede? Partea de cercetare. Și mai există parte de cercetare a folclorului? Un pic cam greu, dar asta spuneam că perioada de pandemie pentru noi a fost un moment în care am putut să ne ocupăm și de partea asta de cercetare. După cum știți și dumneavoastră și mulți colaboratori de-ai noștri, mereu m-am plâns că suntem puțini. Suntem foarte puțini la centru, având în vedere că avem o mulțime de activități. Ne comparăm ca activitate cu cei de la Bucovina, să-i luăm pe câțiva care sunt mai aproape, ca să nu mai spun, față de cei la București care învârt o mulțime de bani. Nu discutăm de București. Nu discutăm. Haideți să vedem Bucovina, câți Bucovina oameni au? Bucovina au 100 și ceva de oameni. Da. 100 și ceva de oameni. 100 și ceva de oameni, da. Și activitățile? Și la Carmen Seculare? Avem 32. Cu tot cu ansamblu. Cu tot cu ansamblu, da? Da. Nu întreb cât sunt în ansamblu. Încercăm acum, avem o cerere să mai suplimentăm cu câteva posturi. Am încercat să le spun și încă sunt în discuții cu unii consilieri județeni că nu am înțeles despre pentru ce ne trebuie și posturi noi. Nu poți să faci performanță cu adevărat, da? Dacă noi avem un ansamblu format din 5 instrumentiști și 3 perechi. Acum dăm voie să spun ceva. Acum vreo câțiva ani, un mare om din județul Neamț, da, pe care l-am întrebat, de ce nu avem și noi un ansamblu profesionist mai mare la care? Da. Dom'le, 5 ajung la o petrecere. Asta a fost răspunsul unui om cu responsabilități. Da. Nu discut acum cine e persoana, cum e, nu are importanță. Adică cam asta este viziunea. Da. 5 ajung. Din păcate. Eu mă bucur că am avut parte de colegi care și-au dorit și ei să ajungă undeva mai sus, da? Decât un band de petrecere. Și după cum știți, festivalul Florile Ceahlăului este unul foarte apreciat, iar orchestra este suplimentată de fiecare dată cu alți instrumentiști. Și având în vedere că avem, este destul pentru de greu, trebuie pentru să se sincronizeze, trebuie să lucreze împreună. Un taraf sau, da, mă rog, cum un ansamblu, așa este, repetă, lucrează, se adaptează, da, se cunosc unii cu alții, trebuie să sune la fel.
Da, și de asta încep pregătirile cu 2 luni înainte, dar credeți-vă că este destul de greu pentru că banii pentru acești colaboratori se iau din programe, da? Nu de la salarii. Ceea ce îmi afectează pe urmă, de exemplu, vacanțele muzicale, pentru că eu va trebui să jonglez de fiecare dată să îmi iasă activitățile foarte bine. De asta m-ar ajuta foarte mult să am angajați. De ce? Pentru că altfel pot să le cer, să stea la repetiții, să sune într-un anume fel. Da, nu ne-am făcut niciodată de râs. Dar, având în vedere că știu colegii și potențialul, și după cum știți, suntem printre puținele ansambluri care fac teatru folcloric, niște scenete și aducem în fața publicului altceva decât spectacolul ăla clasic în care avem suite și soliști. Avem și astfel de spectacole, dar când au venit, de exemplu, din străinătate și când a fost și gala ADR-ului și au venit în Piatra Neamț, erau când au auzit că le oferim un spectacol folcloric, sincer, invitații au zis că abia văzuseră cu o seară înainte pe cei de la Ciprian Porumbescu. A fost foarte frumos, normal. Mi-a zis că aveți răbdare, că nu va fi mai mult de 20 de minute și va fi altceva. Și țin minte că atunci doamna Delilia Popovici a făcut cu culesul viei și făcutul vinului. 20 de minute în care acești invitați au fost extraordinar de încântați și au zis că ei ar plăti, da, împreună cu un grup de turiști pentru să astfel așa ceva. Așa ceva. Da. 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 Aici trebuie să ne gândim noi, da, când vorbim despre turism, despre, da, promovare, la genul ăsta de activități, dacă am vrea să facem. Dar eu întreb, mai aveți specialiști buni în folclor, care să meargă, să facă cercetare? Era domnul Brăiescu la un moment dat. Domnul Brăiescu, da, nu mai este, dar sunt colegii care au vechime, iar în timpul pandemiei, să spun că cei de la ansamblu nu au putut face spectacole, da? Dar au mers în echipe de câte 3 pe teren și au făcut cercetare. Ceea ce ne-a bucurat. Am avut câteva comune pe care le-am acoperit. Asta, deci albumul pe care l-aveți e primul. Asta vreau să spun, da, un album. Este o apariție, încă nu este lansat, nu încă oficial, nu. Da? Este chiar interesant, mă uitam în el. Se cheamă Piatra Șoimului, tradiții nemțene, satule cu dor. Și, bine, nu vorbim de condițiile grafice, care sunt extraordinare, da? Dar, îmi cer scuze, cât pot eu să arăt la cameră, e o mică prezentare din acest punct de vedere a Comunei Piatra Șoimului, cu, da, câteva chestiuni reprezentative, cu meșteșuguri, cu tradiții, cu știu eu, portul popular, dar nu numai, cu care cei de la Piatra Șoimului pot oricând să iasă la înaintare, ca să spunem așa, da, și pot să arate dom'le, uite, ăștia suntem noi din punctul acesta de vedere. Suntem o comună care avem tradiții, avem obiceiuri, ne dezvoltăm partea asta cu dezvoltatul, dar asta nu ține de carne seculare, da, e o problemă, da? Este ceva de care ai nevoie. Și care este peste alte lucruri de promovare pe care le-am văzut eu făcute, inclusiv pe bani mulți europeni. Într-o cărcică de... Asta e o mulțime de muncă, da? De discuții și frumoase și foarte mult suflet pus acolo. Fierarul satului, da, dogarul satului, și sunt prezentați atât de frumos... Da. Încât îți vine să te urci în mașină, te duci să vezi ce face. Omul care sunt face miere. Și filmări, apicultorul. Acolo nu am reușit să merg pe teren de fiecare dată, dar din câte îmi povestea de Dilia, era foarte emoționată când îmi spunea pe cine și cum și ce am mai descoperit prin comune. Și eu mă bucur de fiecare dată când ajung pe la primărie.
avem primari care sunt chiar implicați în partea asta și dacă ați vedea cu câtă mândrie povestesc despre mătușa Maria sau despre Nea Vasile, să spun, fierarul, și merg, îi știu pe fiecare și se laudă cu ei, chiar e mai mare dragul. Eu îți propun, cartea e foarte frumoasă, dar eu îți propun să scoți numai o singură pagină pentru uz, ca să spunem așa, general. Este pagina 62 din acest album, în care o femeie din Piatra Șoimului spune povestea de ochiului. Și spune, s-a întâmplat aici la noi în comună, că aveam un vecin care avea un cal foarte frumos și a plecat cu el la pădure. Un om care a văzut calul s-a minunat ce frumos este, nu a zis nu fie de ochi. Când omul a ajuns la pădure, calul a murit. Așa orice ființă se poate de ochea. Nu vreau să faceți niciun fel de legătură, deci, dar eu aș scoate pagina asta și aș da-o la consilieri, la primar, la președinți, la vicepreședinți, la opozanți politici, să o aibă acolo. Și când vezi că un om este rău, nu te duci direct la doctor, stingi mai întâi cărbuni. Într-o cană pui, cu cărbuni e o problemă, că ăștia cu încălzirea globală spun că n-avem voie. Dar hai, un cărbune acolo încă, sper că nu domnul Popescu de la energie, viitorul fost ministru, așa, indestructibil, ne va da voie să mai facem de ochi în țara asta. Dacă nu, cumva va veni vreo normativă europeană, că nu avem voie să mai ardem și să stingem un cărbune. Într-o cană pui apă neîncepută, adică apă proaspătă scoasă din fântână. Dacă ai fântână, dacă nu, vezi cum te descurci cu apa servu dacă ajunge apă în comună. Te duci la jar, iei niște cărbuni și arunci de trei ori în cană câte un cărbune, de fiecare dată zici tatăl nostru și pe unul te scui prin sân și zici să nu fii de ochi. Te duci la persoana care se simte rău, îi faci semnul Sfintei Cruci pe frunte cu apa din cană, apoi la piept la fel, după care îi dai să bea din cană. Faci asta de trei ori. Apoi cu ce a rămas în cană, te duci la un gard de lemn sau de copac, arunci pe el și zici, răutatea se ducă pe lemn. După ce ai aruncat, îți dai seama dacă persoana se simte rău de la un de ochi, pentru că ori îți vine să caști, ori îți tremură mâna. Acum, eu zic că, uite, numai și pentru chestia asta merita scos albumul ăsta. Deci credeți-mă, când aveam 7 ani și ai mei au cununat la un moment dat și mie mi s-a făcut foarte, foarte rău, Amaia a făcut chestia asta. Bun. Și m-am simțit bine. Da, da. Eu zic că ar trebui asta generalizată. Da. De exemplu, ai o adunare mare, nu mai spun de care, înainte, dai cu diochiul. Așa, mai... iei cărbuni, să ai o rezervă mare de cărbuni, nu se știe la cui se face rău, care se simte mai bine, care nu, nu se știe dacă ai apă neîncepută, trebuie să fii pregătit. Ne oprim aici, ne mai vedem. Poate ne vedem chiar în timpul vacanțelor muzicale. Am eu o idee ca să vă inoportunăm în timpul vacanțelor, dar vedem. Chiar vă rog frumos. Vă inoportunăm, eu zic, în mod pozitiv. Să vedem cum va fi și timpul, cum mai suntem și noi, dacă avem permisiunea să urcăm pe platourile alea pe acolo, vom vedea. Ei, nu, că să spuneți, dar nu se știe. Poate se trezește cineva și spune, domnule, ăștia nu sunt pe lista bună. Că ne-am obișnuit să fim când pe lista bună, când pe lista rea. Și nu mă refer aici la PSD. În general mă refer la oameni politici. Deci mulțumesc pentru participare. Din când în când mai trebuie să vorbim și despre lucrurile astea, să mai lăsăm încrâncenarea deoparte. Eu nu mă pot abține să mai bag câte o prin gard așa bățu câte un pic, dar asta e altceva. Da. Da. Și vă dorim succes la vacanțe și mai ales public mult și avizat. Doamne ajută, care să plece București, bucuros de acolo, nu la București. La București vor să plece alții. Da, așa că vă așteptăm pe 2 iulie la ora 21 pe platoul Curții Domnești la prima seară. Da? La deschiderea vacanțelor muzicale vom avea o mulțime de surprize pentru voi, drag public, după cum am spus și repet, toate activitățile noastre sunt pentru public și pentru spectatori, pentru cetățeni. Bine, mulțumim frumos, ne oprim aici pentru că
Unul dintre colegii care asigură transmisia trebuie să plece de urgență la o filmare care se va materializa într-o știre care în jurul orei 11-12 o veți putea viziona pe site-ul Messager.ro. Numai bine, cele bune, să fim iubiți!